În duminica a 15-a după Rusalii, de ziua națională a României, preasfințitul părinte Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Potrivit tradiției, ierarhul i-a pomenit la slujbă pe eroii neamului românesc care, în urmă cu 95 de ani, au înfăptuit Marea Unire. Preacucernice, părinte vicar, preacucernice, părinte consilier, inspector eparhial, preacucernice, părinți, preacucernice, părinți, iubiți credincioși și credincioase, astăzi este ziua de 1 decembrie, iar această zi, anul acesta, cade într-o duminică și cu atât mai mult se amplifică sărbătoarea, întrucât 1 decembrie are o semnificație deosebită pentru neamul nostru românesc, care își sărbătorește reînvierea și reîntregirea sa într-o singură țară, într-un singur popor binecredincios, într-o singură biserică dreptmăritoare. Nu puteam fi insensibili față de evenimentul național și de aceea Preafericitul Părinte Patriarhă Daniel a dispus ca în fiecare catedrală arhiepiscopală, episcopală, mitropolitană, unde altfel și preafericirea sa la Catedrala Patriarhală de București, facem rugăciuni de pomenire în cadrul liturghiei pentru cei care au făurit Marea Unire din anul 1 decembrie 1918 și totodată să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile care au fost revărsate din împărșugul, din Hristosul lui Dumnezeu asupra noastră, asupra țării noastre, unde se preaslăvește preasfânt numele lui Dumnezeu întreime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh treime cea de o ființă cele despărțite și asupra tuturor acelora care mulțumesc lui Dumnezeu că fac parte dintr-un popor binecredincios care are o structură, o identitate, o cultură, o spiritualitate care i-au creionat drumul în istorie și care îi definesc, ne definesc ca națiune în contextul timpurilor actuale. 1 decembrie pentru noi, într-adevăr, este semnificativ, deoarece participăm cu Duhul la evenimentul care a avut loc în decembrie 1918, deși localitatea unde s-a semnat actul unirii Bălăgradă de altă dată, Alba Iulia, noastră Transilvană, nu este în Moldova, ci în Transilvania, e firesc ca să fie acolo, deoarece mai rămăseseră acel pământ ardelean care nu era alipit din punct de vedere administrativ, teritorial, la trupul tainic al poporului nostru, care este România Mare. Evident că istoria noastră națională este diversificată și plină de cruci. Poporul român a purtat o cruce cu demnitate de-a lungul istoriei. Poporul român este poporul singurul din Europa care a avut suferințe de secole și secole, de veacuri și veacuri. Însă această suferință, această cruce pe care istoria i-a pus-o pe umării lui, pe umării poporului, e bine, această cruce am văzut-o totdeauna în perspectiva învierii și de aceea, așa cum se spune, poporul român a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a și reînviat pentru faptul că, dincolo de orice cruce care a purtat-o în istorie, a simțit că se ridică soarele învierii și s-a regăsit cu Cel care a înviat pentru noi la primirea veacurilor și revie pentru noi de fiecare dată când purtăm crucea în numele Lui, cu El și prin El, în puterea Duhului Sfânt. În liturghie am făcut pomenire de toți corifeii Unirii, de cei care au realizat-o din punct de vedere diplomatic, administrativ, dar și de cei care au făurit în Duhul lor,
unirea poporului român într-o singură stare și o singură biserică. Unirea care a fost dorită de țăran, de ciocan, de toți cei care iubeau poporul din care face parte, cu toate datinile și cultura lui, care întregesc această unitate a neamului, care întregesc ființa unui popor slăvitor și iubitor de Dumnezeu. Deci ne-am gândit în liturghie la cei care au murit pentru aceasta, eroi ai neamului. Ne-am gândit la cei care au fost atunci la Alba Iulia, plecați din toate părțile României, au trecut de Carpații, s-au regăsit acolo pentru a fi părtașă la semnarea actului de unire a neamului. Evident că contextul istoriei a fost propice pentru neamul românesc, deși multe contexte din istorie nu i-au fost atât de prielnice pentru poporul român, dar pentru faptul că unitatea care o dă poporului nu este numai decât cea care o creează diplomații, ci cea care o creează Dumnezeu. Pentru faptul că poporul român s-a rugat cu rugăciunea care a spus-o Iisus la plinirea vremii, ca toți să fim una, cum Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, una sunt într-o singură ființă, așa s-a rugat și poporul nostru să fie într-o singură ființă, într-o singură țară și de este cu putință o singură credință în Dumnezeu Cel Întreime Lăudat. Ne-am amintit de asemenea de cei care, de-a lungul altor veacuri mai îndepărtate, au făurit într-un fel unirea în Duh. Și aceasta a fost voievozii neamului. Ștefan cel Mare, care a făcut episcopie peste munți, dincolo de Moldova sa dragă, înspre Vac și Feleac, deci părțile Clujului. Același Ștefan care se pregătește pentru a conduce poporul moldav la vremea sa, s-a pregătit în Transilvania, în Brașov și în alte părți și a venit de asemenea cu Duhul românilor de acolo și i-a ajutat la rândurile atunci când a fost pe scaunul Moldovei. Ne-am amintit de asemenea de unirea principatelor celor trei de către Mihai, făurită de Mihai Viteazul, a putea spune Sfântul Mihai Viteazul, care a gândit că poporul trebuie să fie unit, granițele nefiind și sunt nefirești în mijlocul unei țări. Și așa, Carpații este cetată de mijlocul țării, dar ea nu este o graniță, ci totdeauna poporul, ciobanii, cei care au dus cărți dintr-o parte și în alta, nu i-au oprit nimeni pentru faptul că de pe un versat și de pe celălalt al Carpaților îi așteptau oamenii, confrații de aceeași grai, de aceeași credință, de aceeași simțire. După aceea a fost unirea din 1859, favorită între cele două principate și aici, evident că episcopii români din țara românească și din Moldova au participat la actul respectiv, ca apoi să se favoreze această unire importantă pentru neamul românesc din 1918. Cu toate că se spune că unitatea neamului a venit ceva mai târziu, întrezită fiind de conștiința școlii ardelene. După părerea mea, este fals, pentru faptul că românii erau uniți mai înainte. Dacă căutați Carta Românească de Învățătură, scrisă de Mitropolitul Sfânt Varlama Moldovei, cele mai multe au trecut peste granițe din Moldova, înspre Ardeal și în alte părți. După aceea, Antim Ivireanu, deși neromân, dar a fost cel care, de asemenea, a unit poporul din toate părțile provinciilor românești, trimițându-le cărți, trimițându-le traduceri în limba română, pentru ca cei de acolo se poată citi, simți, se ruga în limba care a dat-o Dumnezeu, să vorbească, să comunice între ei, între o altă, și să comunice cu Dumnezeu. După aceea
avem alte timpuri care au fost trăite de înaintașii noștri, în care și-au împărțit și principiile, și simțirile, și durerile, pentru faptul că, așa cum spune psalmistul, poporul român a mâncat pâinea durerii, pâinea lacrimilor de multe ori în istorie, dar a știut să împartă între ei ca și frați pe această pâine, să împartă sărăcia, să împartă bucuria, să împartă necazul, să împartă și împlinirile, așa cum le-a dat Dumnezeu să le trăiască ei în istorie. De aceea e firesc ca astăzi să ne gândim la toți aceia și să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că trăim într-un neam creștin din sorgintea Lui, într-un neam care a spus ceva istorie și sperăm să mai spună ceva popoarelor europene sau popoarelor din universul, de pe planeta aceasta, unde fie neamul nostru, datorită unor circunstanțe pe care nu le judecăm, au ajuns acolo, dar credem că au dus cu ei ceea ce au trăit acasă și mai curând dimensiunea credințelor care au avut-o față de Dumnezeu. Așa că astăzi, în această zi națională, când spunem după Evanghelia care s-a citit la Tedeum, să dăm Cezarului ce este a Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este Dumnezeu. Eu, în calitatea mea de păstor, vă îndemn să faceți disociere între ceea ce este a Cezarului și ceea ce este a lui Dumnezeu. Dacă ați venit aici, în catedrala noastră, arhiepiscopală, ați venit pentru faptul că simțământul vostru religios, credința voastră lucrătoare pe iubire, v-a îndreptat pașii către catedrală. Ei bine, dacă plecăm de aici, să plecăm cu aceste suflete și cu candele sufletelor noastre aprinse din candela cerului și adăugând uleiul credinței, să mergem mai departe, sionând, așa cum o spun adesea, prin necazurile și labirintul acesta al lumii, dar credința în Dumnezeu. Vom arăta neamurilor că avem un popor, că avem o țară, că avem o credință, avem o tradiție, avem un tezaur sfânt, tezaurul limbii, tezaurul spiritual, tezaurul în sine al culturii neamului nostru, care au structurat identitatea înaintașilor și sperăm să strălucească și celor din de după noi, care vor veni să facă parte, trimiși de Dumnezeu, din neamul nostru românesc. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am regăsit împreună și mulțumim lui Dumnezeu că avem o țară, o credință, avem o identitate, avem o biserică unită în felul ei și astăzi, cum ne amintim, mai întâi de Apostolul Andrei, care ne-a chemat la credința lucrătoare prin iubire în Iisus Hristos. Un alt Andrei în Ardeal, Andrei Șacuna, care a fost prezuit ieri în mod special în Ardeal, pentru că a devenit sfânt și simbol al unității Transilvaniei cu țările române. Avem pe Sfântul Calimic de la Cernica, care de asemenea, contemporan cu Andrei Șacuna, se roagă lui Dumnezeu pentru unitatea neamului și avem aici, la noi, în Moldova, pe deocamdată nu Sfântul, dar Marele Ierarh al Romanului Melchisedec Stefănescu, care de asemenea a fost un corifeu al unirii neamurilor, al unirii rudelor neamului nostru din ținuturile românești de pretutinde. Așa că ieri, dacă am sărbătorit în peștera Betleemului românesc, unde a fost Sfântul Apostol Andrei, iată astăzi, aici, lângă mormântul, nu departe al lui Melchisedec Ștefănescu, gândindu-ne la Andrei Șacuna, gândindu-ne la toți cei care au dorit binele acestui neam,
să-L rugăm deci pe Dumnezeu să ne dăruiască pace și liniște, bucurie, alese bucurii și mângâie duhovnicești și părinților care au binevoit să fie împreună cu noi în rugăciune, cu dealcă și frăților voastre. Le mulțumesc în mod deosebit și rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvânteze, să ducă mai departe mesajul Bisericii și al neamului nostru, acolo unde sunt chemați de Dumnezeu să slujească lui Dumnezeu și oamenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat în Catedrala Arhiepiscopală a Romanului și Bacăului slujba de Te Deum cu ocazia Zilei Naționale a României.